Încă de sâmbătă, doi tineri voluntari ai filialei Crucii Roșii Giurgiu sunt prezenți zilnic la punctul de prim ajutor amenajat în incinta strandului. Alexandra Cojocaru și Alin Cătrină sunt campioni naționali la un concurs de prim ajutor organizat de Crucea Roșie în anul 2012, aceștia fiind specializați și pentru salvarea din apă. Astfel, cei doi tineri sunt pregătiți să acorde îngrijirile necesare în cazul producerii de incidente sau evenimente neplăcute. Ce cazuri au fost? Au fost grave, ușoare? Au fost cazuri relativ ușoare. Sâmbătă a fost liber, a fost liniște, dar duminică am avut două domnișoare. Una dintre ele a avut o mică excoriație, o zgârietură de vreo 2 cm la un deget, n-a fost nicio problemă, dar de dimineață, în dimineața zilei de duminică, am avut o domnișorică la 14 ani care s-a lovit la o unghiuță la picior și unghia în sine n-a pus probleme, dar probabil văzând sânge s-a speriat și a intrat într-un oarecare șoc, de aceea a trebuit să solicit intervenția ambulanței deoarece depășește capacitatea noastră. Din punctul tău de vedere, cât de important este, existența unui astfel de centru de prim ajutor într-un strand sau în locurile unde oamenii merg la piscină? Sincer să fie, este apă. Apa poate să atingă și 2 metri și poate nu toți sunt experimentați să înoate sau nu se știe niciodată ce se poate întâmpla în apă, ori un curcel, ori un șoc, orice se poate întâmpla. Și sunt și anumite obiceiuri de risc, să zic așa. Sunt copii, sunt tineri de vârsta mea, nu zic nu, dar se aruncă în apă după umeri, se aruncă în diferite poziții mai periculoase și astea sunt accidente care pot pune dificultăți. Doamne ferește, fracturi cervicale, lombare. În prezent, pe lângă voluntari ai Crucii Roșii, cei doi tineri sunt și studenți la medicină, ceea ce le oferă un plus de cunoștințe în domeniul medical și al primului ajutor. Sigur, niciodată nu. Eu cel puțin nu voi renunța la ideea de Crucea Roșie, sigur că nici prietena mea nu va renunța. Bine, medicina cu primul ajutor. Conform legislației în vigoare, astfel de puncte de prim ajutor ar trebui să existe în toate strandurile din țară. Ce este mai normal decât în incinta unui strand sau o plajă să găsești tineri voluntari ai Crucii Roșii care sunt pregătiți, atestați, cum sunt cei doi de față, Alexandra și Alin, care au atestare formator de prim ajutor, voluntar cu state vechi la Crucea Roșie, campion național în 2012 la prim ajutor și acum studenți la medicină. Fiecare care se prezintă cu o escoriație, cu un stop cardiorespirator și nu numai, ei sunt pregătiți imediat să acorde primul ajutor și imediat își pot da seama dacă este nevoie de a apela la 112 serviciul de ambulanță. Totodată și noi suntem pregătiți, având mașină rapidă de intervenție, în cazul unei solicitări să intervenim. Acest centru de prim ajutor pe care l-am solicitat de la începutul sezonului este benefic pentru populația care vine și face baie în strandul Giurgiu, pentru prevenirea accidentelor, pentru orice stare de sănătate. Se anunță 112, dar primul ajutor ei îl fac, cei de la Crucea Roșie, care sunt specializați pe așa ceva. Pentru lipsa acestor puncte de prim ajutor, administratorii strandurilor pot fi sancționați cu amenzi cuprinse între 10.000 și 20.000 de lei. Polițiști din cadrul structurilor de ordine publică, rutieră, investigații criminale, poliție, transporturi, acțiuni speciale, arme, explozivi și substanțe periculoase vor acționa în perioada 5-31 august. La nivelul Inspectoratului Județului Giurgiu, oamenii legii vor acționa pentru creșterea autorității poliției și asigurarea respectării legii prin prezența activă în mediile și zonele de interes operativ pentru prevenirea activităților infracționale. În perioada 5-31 august anul curent, atât la nivel național cât și la nivelul județului Giurgiu, se vor organiza acțiuni preventive reactive în cadrul planului denumit Blocada 2014, ocazie cu care vor fi folosiți polițiști din cadrul structurilor de ordine publică, poliție rutieră, investigații criminale, poliție transporturi, acțiuni speciale. Pe linie de rutier, în perioada weekendului, polițiștii rutieri vor acționa în colaborare cu colegii din Bulgaria, în special în zona Vămii și în alte zone unde valorile de trafic sunt mari în această perioadă. La sfârșit de săptămână, în zilele de vineri și duminică, polițiștii rutieri vor acționa împreună cu colegii bulgari, atât pe teritoriul României, în zona orașului Giurgiu, cât și pe teritoriul Bulgariei, în zona orașului Ruse, constituind patrule mixte, patrulând pe principalele căi de comunicație, având în vedere că România este tranzitată atât de cetățenii români care se deplasează către stațiune din Republica Bulgaria, cât și de cetățeni străini care se deplasează către Bulgaria, Turcia, respectiv Grecia.
Acțiunea se desfășoară în urma intensificării tranzitului către zonele turistice și localitățile de domiciliu ale cetățenilor români care lucrează în străinătate. În derularea acestor activități, polițiștii de la ordine publică acordă sprijin celor de la rutier. La nivel național, în fiecare zi, peste 1200 de polițiști de la rutier, sprijiniți de colegi de la ordine publică, cu ajutorul la peste 200 de echipamente video și de măsurare a vitezei de deplasare a autovehiculelor, acționează conform planului Blocada 2014. De la începutul verii, locuitorii comunei Prundu au o nouă sală de sport. Aceasta a fost realizată prin intermediul Fondului Național de Investiții și are o suprafață de 5.000 de metri pătrați folosibil. Datorită perioadei de vacanță a sportului, dar în principal a elevilor, până în momentul de față, sala nu a fost folosită la capacitățile maxime pe care le are în dotare. Aceasta dispune de o capacitate de 150 de locuri pe scaune și teren multifuncțional pe care pot avea loc competiții de fotbal, handbal și basket. Sala este dotată cu vestiare și cabine de dușuri, cu spații administrative și toate dotările aferente pentru practicarea sportului. În prezent, sala este folosită pentru cursuri de aerobic și dans sportiv, iar pe viitor va dispune și de o sală de forță. Ce ne puteți spune despre noua sală de sport? În primul rând, bună ziua! Această sală de sport a fost o investiție făcută prin CNI, Compania Națională de Investiții. Are o suprafață de 5.000 metri pătrați, suprafața construită. Sala de sport are o suprafață de 1.660 de metri pătrați. Are un număr de locuri, pe scaune vorbim, de 150 de locuri. Primăria municipiului Giurgiu a organizat luni 11 august prima ședință din acest an la care au participat reprezentanții asociațiilor de proprietari din oraș. Ordinea de zi a cuprins 4 puncte destul de importante pentru locatarii blocurilor din municipiu. Astfel, primul punct a vizat înștiințarea președinților de asociații cu privire la acordarea de către Primăria Giurgiu prin Direcția de Asistență Socială Giurgiu a unui sprijin financiar persoanelor aflate în dificultate pentru realizarea instalațiilor interioare de încălzire prin distribuție pe orizontală în condominiile din municipiul Giurgiu. S-a încercat și se încearcă la nivelul administrației locale toate posibilitățile de a avea costuri mai mici și de a face sustenabile aceste costuri către populație. Costuri mai mici înseamnă, odată, reducerea pierderilor, dar în al doilea rând, păstrarea numărului de abonați. Pentru că dacă din nu știu câți abonați aveam înainte, 15.000, 20.000, 16.000, anual pierdem 1.000, 2.000, 3.000, o să ne trezim că vom da căldură în sistem centralizat peste 3-4 ani, aducând de la CET pe o conductă foarte mare și mai ne costuri mari ale prețului gigacaloriei. Reabilitarea termică a blocurilor de locuințe prin programul european a fost cea de-a doua informație pe care edilul șef a dorit să o transmită tuturor locatarilor prin intermediul acestei ședințe. Cel de-al treilea punct, inclus în ordinea de zi, a făcut referire la branșarea, contorizarea pe orizontală la instalația de apă potabilă. Ultimul punct, dar nu și cel mai puțin important, s-a concentrat pe igienizarea subsolurilor și montarea de țevi de scurgere din subsol către instalația de canalizare. În timpul discuțiilor, primarul Nicolae Barbu a ținut să sublinieze importanța furnizării acestor informații pentru locatarii blocurilor din municipiul Giurgiu. Aș vrea, prin dumneavoastră, să informați cetățenii de anumite oportunități pe care le au anul acesta, anul viitor, pentru că observ că în cadrul Consiliului Local luăm niște decizii, stabilim niște oportunități pentru locuitorii orașului și de vreo 2-3 săptămâni de când tot încerc să discut cu oamenii direct în cartiere, observ că informația n-a mai ajuns la dânsi. De altfel, interesul președinților de asociații pentru ședința de astăzi a fost foarte mare, dovadă fiind numărul crescut de participanți. După performanțele foarte bune de la începutul sezonului, a venit și prima înfrângere pentru Astra Giurgiu, surprinzătoare, în deplasare la FC Botoșani. În minutul 61, Batin a înrosit cea mai mare ocazie a meciului. În 10 oameni, după o ploaie de cartonașe arătate de Alexandru Tudor, 14 la număr, Moldavia a înscris singurul gol al meciului cu doar 4 minute înaintea terminării timpului regulamentar de joc, când același Paul Batin l-a învins pe Silviu Lung Junior cu un șut de la marginea careului, balonul fiind deviat cu noroc de Ben Youssef. După meciul de sâmbătă seara, Giurgiuvenii pierd șefia clasamentului, iar în etapa următoare ce va avea loc sâmbătă, 16 august, Astralii vor întâlni acasă CSM Iași.